Transmite și un mesaj, că am văzut că se practică acum. Nu, direct, nu prin SMS. Contra candidaților mei care au început să glăsuiască. Sigur, mă refer la unul în special, pentru că îl consider un competitor de luat în seamă, dar nu o să intru în foarte multe detalii până în momentul în care vedem dacă va candida sau nu. Ar fi păcat să trag un glonț în aer. Totuși, până când se decide USL Sălaj, pe cine susține, pe colegiul Șimleu, îi adresez o întrebare domnului Dorel Oros, prin intermediul dumneavoastră. Dacă, sigur, domnia sa fiind și de specialitate, întrebarea este foarte ușoară, răspunsul n-ar trebui să fie greu de identificat, dacă știe care este asemănarea dintre Dorel Oros și Nuc. Nuc. Nu, știți, nu? Cunoașteți. Nu vorbesc de nucul de cocos. Vorbesc de nucul românesc. Că am văzut că îl preocupă umbrele, îl preocupă pancardele și așa mai departe și totuși până când nu știu, capitanul de echipă, antrenorii USL să decid dacă îl bagă sau nu în teren, am văzut că a rămas în tribună la ultimul meci, să, dacă poate, să răspundă la această întrebare. Care este asemănarea dintre domnia sa și Nuc? Dacă nu știu, să ne răspunsul. Dacă va fi candidat. Dacă nu va fi candidat, o să-mi retrag întrebarea. Deci dacă nu va fi candidat, îmi retrag întrebarea. Mulțumesc foarte mult pentru atenția cu care ne-ați ascultat. O zi bună!